Ca o echipă mare, cu un șut, te poartă un gol. Putem spune că o echipă mare, dar ultimele minute au fost dominate de către ei. Ați văzut, au avut ocazii cam multe, două bare. Ca la rovine. Dar până la urmă este pe puncte și ne bucurăm foarte mult că nu am pierdut. Noi am venit aici să nu pierdem. Ai luptat ca un gladiator. Toată echipa a luptat mult și am suferit foarte mult pentru această victorie, dar ne bucurăm cu toți. Puteți fi revelația acestui tur? Ați bătut? Noi nu vrem să vorbim despre noi. Noi mergem și încercăm să facem jocuri cât mai bune. Ne-am propus să nu pierdem, să pierdem foarte greu și încet, încet să fim luați în serios, că lumea vorbea foarte mult despre noi, ca o nouă promovată, că fără bani, că fără nu știu ce, cu probleme, ne vedeau la retrogradare. Noi, obiectivul nostru a fost scăparea retrogradării și să sufere și echipele dacă vor să ne bată. Ce faci, rămâi la Craiova? Nu știu despre ce e vorba. Putea contacta Mirel? Nu știu despre ce e vorba. Nu comentez. Trebuie să vorbiți cu cei de la Craiova, președintele Petrolului, dacă e vorba de vreun transfer, eu nu știu, eu am avut meci. Și nu ești la curent? Nu sunt la curent, n-am citit ziarul, n-am vrut să le citesc. Încă ajung în autocar și le citesc. Cum se pare această dorință a celor de la Craiova, Mirel Rădoi, Mihai Rotaru să te aducă? Eu cu domnul Mihai Rotaru am o relație de prietenie, cum am și cu Adrian Mititelu. Mă bucur foarte mult pentru cei doi că investesc în fotbal. Doar așa doar cu oameni ca ei se poate ajuta fotbalul și sportul în general. Mai mult nu mai spun. Înțelegi pe Paul Papp? Gestul lui de la pauză? Nu vreau să comentez. Am văzut multe comentarii, poate... Cine știe, eram și eu în locul lui și făceam aceeași prostie. Cu toate că și noi suferim ca și fotbaliști, vă dați seama că în euforia aia, în adrenalina aia care este în noi, a făcut greșeala asta, este umană, dar nu trebuia fi făcută, trebuia să se controleze puțin. Îți place Craiova sub mâna lui Mirel Rădoi? Ai urmărit, vorbesc... Mie îmi plac ambele Craiove, sincer, că și cei cu care am jucat astăzi au jucat foarte bine. Au o echipă mult mai mobilă ca anul trecut. Sincer și a domnului Rotaru și a lui Mirel Rădoi, fără supărări, să nu se supere nimeni pe mine, cei care au fost înainte, arată mult mai bine. Le urez baftă de acum încolo. Cu tine în echipă arată și mai bine. Cum crezi că ar arăta? Nu vorbesc eu. Eu n-am ce să vorbesc. Eu am contract cu Petrolul Ploiești și încerc să-l duc la bun sfârșit. Mersi, gândați.